Cei care abia așteaptă primăvara ca să poată ieși la un grătar la iarbă verde trebuie să o facă după reguli bine stabilite. Deputații au adoptat astăzi legea picnicului, care permite petrecerile în aer liber doar în locuri special amenajate și utilate corespunzător. Pentru cei lipsiți de bun simț, amenzile sunt usurătoare, până la 5.000 de lei. Amatorii de grătare nu vor mai putea organiza picnicuri oriunde și oricum, ci doar în spații special amenajate de către autorități. Aceste zone vor fi indicate în parcurs și în zonele limitrofe ale pădurilor situate în intravilanul localităților. Legea picnicului nu prevede doar cum și unde vom putea ieși la iarbă verde, ci și amenzi pentru cei care nu respectă mediul înconjurător. Democrat liberala Sulfina Barbu spune că legea a fost inițiată și susținută de deputații din toate grupurile parlamentare. Autoritățile locale au obligația, cele care dețin terenurile, și mă refer aici și la regii sau companii naționale, cum este RomSilva, au obligația să amenajeze locuri speciale pentru această activitate de picnic, în care să fie obligatoriu o sursă de apă curentă și posibilitatea ca cetățenii să-și spele un vas acolo, să nu mai vedem că se poluează râurile, să existe toalete ecologice. Și cei care vor să asculte muzică trebuie să-și aleagă bine locul. Noua lege prevede păstrarea liniștii pentru ca locuitorii din zona respectivă să nu fie deranjați. Cine nu lasă locul de picnic curat și nealterat și nu respectă bunele moravuri, riscă amenzi între 100 și 5.000 de lei.